Intervenție de urgență după ce doi muncitori au fost surprinși de un mal de pământ. Unul dintre ei nu a mai putut fi salvat și medicii au declarat decesul. Celălalt a fost transportat în stare gravă la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar ITM urmează să facă verificări în urma tragediei. Cei doi muncitori lucrau în zona localității Păușești-Măglaș din județul Vâlcea. Într-o fracțiune de secundă, un mal de pământ s-a surpat și s-a prăbușit peste cei doi. Unul dintre bărbați a fost îngropat de pământ până la gât, iar celălalt până la brâu. Cele două persoane, un bărbat de 31 de ani din județul Iași, respectiv altul de 42 de ani din județul Neamț, în timp ce efectuau lucrări în vederea extinderii rețelei de gaz, ar fi fost surprinse de un mal de pământ care ar fi căzut peste acest. În urma activităților desfășurate s-a reușit scoaterea celor două persoane, însă bărbatul de 42 de ani nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul acestuia de către echipajul medical aflat la fața locului, a precizat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Vâlcea. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Oamenii legii urmează să-i audieze pe martor și, în funcție de probele pe care le vor ridica de la fața locului, vor decide dacă va fi tras cineva la răspundere pentru moartea muncitorului.